Поворотом и хозяина видно. Так можно сказать, прогуливаясь по окрестностям Дрокии. Город организован с умом, но это не ценится его жителями. Мусор выбрасывается где попало и не хранится в специально отведенных местах. Orașe dezordine, din cauza că lumea nu are grijă de fața casei lor. Lumea noastră absolut nu e educată. La noi nu există cultură. Urna de gunoi acolo la trei pași atât de la casele cele cu multe etaje. Și numai decât alături aruncă. Asta lipsă totală de educație. La noi fiecare e pentru el, nu-i pentru mai mult. Я себе лично все в карман кладу, а другие просто выкидывают по улице. Конечно, у нас будет бардак. Центрul orașului e bine, dar mai pe la margini, unde s-a făcut colectorul și a luat de gunoi, peste drum de gastronom, unde e gastronomul, și pe locul vechi, acolo, tot vremea șed aruncate pachete cu gunoi și câinile ăsta ia, e imposibil de trecut la magazin, mai ales seara câinii te mănâncă. Некоторые жители придерживаются другого мнения по поводу незаконного выброса отходов. Они считают, что штрафы больше никого не пугают. Пенсионер вай де капулу и карел с теми са дука ла колектор какулой. Întâi și întâi trebuie câinii de hotărât ceva, câinii vagabonți care șed acolo cumpănii întregi, aici ea. Și un pensionar care vede că acolo este ea, e o companie întreagă de câini, aruncă unde se întâmplă și gata. С Татьяной корреспонденты местной студии встретились, когда она с коллегами убирала в городском парке. Женщина старательно собирала опавшие листья и выброшенный неаккуратными жителями города мусор. Lumea cum a aruncat, așa și aruncă, de multe ori mergi prin coș, chiar o vezi, doamnă îmbrăcată, aruncă cu gunoiul drept în coș de acasă, îl duci în urna din oraș. Cu toate că sunt foarte multe tomberoane, storim și bucura, dar lumea nu păstrează. Absolut nu păstrează, e cu mare părere de rău. Noi rugăm pe oamenii, pe cetățenii din orașul Drochea să mai păstreze curățenia, să arunce gunoi în urne. Și mai atenți, mai cu stimă față de noi, să ne stimeze că suntem și noi oameni și obosăm și noi, e greu. Frunză sunt multe, parcul e mare, dar și orașul e mare. Și aș ruga din partea colectivului nostru să ne stimeze și să păstreze curățenia. Глава города выступила с обращением, адресованным каждому жителю Дрокии. Zilele recente a intrat în vigoare noile prevederi ale codului contravențional, care prevăd amenzi foarte usturătoare pentru atât pentru persoanele fizice, cât și cele juridice, pentru gestionarea necorectă a deșeurilor, sau mai bine zis, depozitarea ilegală a lor, cum se practică mai peste tot în țara noastră, la fel și în localitatea noastră. Nu pot să zic că sunt bune sau rele, dar din păcate pentru situația noastră actuală cu care se confruntă toate localitățile și Republica Moldova în general, cred că sunt binevenite pentru că la noi încă este valabil că dacă nu aplici sancțiuni, altfel nu poți corecta. Sperăm că aceste sancțiuni vor contribui la corectarea atât a cetățenilor din Republica Moldova cât și a locuitorilor orașului nostru, dar aș vrea să vin prin intermediul dumneavoastră cu o adresare către toți locuitorii orașului. Mai bine să păstrăm ceea ce avem, să păstrăm curățenia și ordinea în orașul nostru, ca să nu ajungem să achităm acele amenzi care sunt destul de mari dacă luăm în calcul veniturile care le au cei care au rămas în țară. Respectiv, chiar aș vrea, stimați locuitori orașului, să vin către dumneavoastră cu un îndemn. Haideți să păstrăm curățenia. Nu este atât de greu să depozităm gunoiul, anume în locurile special amenajate pentru acest lucru. Dacă e vorba despre gunoiul ăștia orășănească, casele pe pământ, cred că nu este atât de dificil de mers până la gunoiul ăștia orășănească și de depozitat gunoiul acumulat, decât să achităm acele amenzi care sunt pentru persoanele fizice în jur de 1.500 de lei și persoanele juridice până la 15.000 de lei. Cred că ar fi, da, pentru noi o să fie o sursă de venit pentru bugetul orășănesc, dar pentru bugetele personale ale locuitorilor orașului nu cred că o să le fie deloc plăcut. В Уголовно-процессуальном кодексе за нарушение правил хранения отходов физическими лицами предусматриваются штрафные санкции в размере от 12 до 30 условных единиц. Для юридических лиц штрафы могут достигать 300 условных единиц.